Daniel Drăgoi revine în funcția de director al sistemului de gospodărire a apelor Suceava după ce marți a câștigat concursul organizat de administrația bazinală de apă Siret. Drăgoi a fost singurul care a trecut mai departe după proba scrisă a concursului, iar marți, la proba de interviu, a obținut 77 de puncte fiind declarat admis. Daniel Drăgoi a fost demis în aprilie 2020 din funcția de director al Sistemului de Gospodărire a Apelor Suceava, după ce s-a rugat în fața instituției pentru a salva Suceava de pandemia de COVID-19. El a explicat atunci că s-a rugat pentru că a văzut disperarea de pe chipul oamenilor și că s-a gândit să le dea speranță că vor fi depășite aceste momente dificile.